Bine v-am găsit la Fotbal Show. Alături de mine se află George Galamaz. Bună seara, George! Bună seara! Avem prima finalistă, poate cumva ne-am fi așteptat la acest lucru. Argeșul a atacat poate ceva mai mult, însă am văzut încă o dată o echipă mai matură și mai bine organizată a voluntarilor. Cum ți s-a părut meciul? Da, FC Voluntari a meritat să se califice. E clar că echipa a fost echipa cea mai matură, cea mai experimentată, deși Pitești în unele momente a arătat mai bine față de cum ne-a obișnuit în campionat. E clar o creștere, dar nu de ajuns ca să poată să emită pretenții să câștige un meci. Ți s-a părut în vreun moment în pericol Voluntariul să piardă, poate la acel penalti din începutul reprizei secunde? Aici, apropo, hai că să analizăm mai întâi faza asta, chiar dacă nu e cronologic, dacă tot o avem. Da. Greșeală, nu? Este penalti. Boldor, dacă vrea să facă faul, trebuie să-l facă mult mai repede, să-l oprească în afara careului. Aici, dacă era să pună în afara careului, făcea faul, lua galben și poate nu dădeau gol din lovitură liberă. Deci este clar o greșeală și până la urmă eu nu înțeleg astfel de jucători. Ei iau roșu, lipsesc și în campionat și până la urmă finala în acest meci era cam jucat. Era final de meci, era clar că nu se mai puteau îndrepta multe lucruri. Și ei roșu și tu ești suspendat cel puțin două etape acum. Da, hai să ascultăm declarația lui Popa, un portar care a crescut foarte mult. Iată, George, ce înseamnă să ai o defensivă experimentată. E cam și cazul și la Rapid cu Horațiu Moldovan. Și crește un portar tânăr, un portar cu potențial, care ne-a arătat și în sezonul trecut că are potențial de creștere. A profitat de acest moment și arată din ce în ce mai bine. Să-l ascultăm pe portarul voluntar. Bună seara, Mihai, calificare pentru voi în finala cupei, dar un meci cu emoții în această seară, cum l-ai trăit tu? Bună seara, da, un meci foarte greu, au avut un penalti, au reușit să-l apăr, dar e bine că se termină cu bine. E specialistul penaltiurilor, care-i secretul? Da, nu știu dacă specialist, pur și simplu fac analiză cu antrenorul de portar și atâta tot. Cum s-a văzut minutul 33, acea ciocnire între colegul tău și Miguel? Da, s-a văzut de urât de acolo de unde eram eu. Nici nu m-am dus până acolo să văd ce se întâmplă. Asta departe mi-era puțin frică, am văzut că a intrat ambulanța, dar e bine că Marcelo este bine. Celălalt jucător am văzut că a ieșit de pe teren. Sper să fie bine. V-ați temut de FC Argeș astăzi că ar putea să întoarcă rezultatul, că s-ar putea prelungi cumva această luptă pentru finală? Normal, 2-0 este un scor periculos și ne așteptam la orice. Am intrat pe teren motivați să ajungem în finală și asta s-a întâmplat. Cum aștepți finala? Cum o să fie pentru tine, pe noul Giulești? Da, aștept finala cu nerăbdare. Anul trecut am pierdut finala, anul acesta sper să o câștig. Spunea colegul tău mai devreme că el și-ar dori așa să dea din nou, să marcheze din nou din penaltiul atunci când a luat trofeul, a avut penaltiul decisiv și ar dori și acum. Tu cum vrei să fie final? Da, îmi doresc să câștig, nu contează cum. Pe cine aștepți acolo în finală? Nu știu, care e mai bun să ajungă în finală? Urmează un alt meci important pentru voi cu FCSB, cum vezi duelul acesta în campionat? Da, este un meci important, noi încercăm să ne păstrăm poziția a patra, vrem să păstrăm poziția a patra și trebuie să dăm totul la meci ca să luăm cele 3 puncte pentru a ne consolida poziția în clasament. Încurcați acolo lupta la titlu? Doamne ajută, de ce nu? Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Da, l-am ascultat pe Popa, aș vrea să vedem niște imagini de pe final. Vă mărturisesc că George l-a văzut de când tot vine așa și interacționează cu presa, a descoperit așa și un instinct de jurnalist, chiar de investigații. Mie mi-a scăpat. Priviți aici, Bogdan Bălănescu, oare ce funcție are George la voluntari? Din ce știu eu, este președinte. Cred că președinte executiv. Da. Vine să-l îmbrățișeze pe Tamaș, nu? Tocmai ne-am calificat în finală, bravo băieți! Hai care să ne se pupăm. Spune că este președintele, exact. Jucător. Și Tamaș continuă, nu, lasă-mă în pace, și ceva de genul ăsta. Se pare că cu siguranță este deranjat, ceva discuții sunt acolo. Bălănescu vrea să se bucure alături de el, dar Gabi clar că are ceva de împărțit cu el. Da, din ce știm noi au fost probleme. Grav, da. E destul de grav pentru că totuși să ajungi într-o finală și să nu te bucuri alături de el, e clar că se întâmplă ceva.
Haideți să vedem și faza penaltiului apărat de Popa, să vedem cum s-a și ajuns acolo. Este penalti, clar. Aici e Armas, nu cel care e Ciubotariu. Ciubotariu îl bruschează, e clar, penalti fără drept de replică, n-avem ce să comentăm prea mult la această fază. Da, și haideți să vedem și penaltiul apărat de Popa și apoi mai ascultăm devenit un chiar specialist. Declarația celui care a ratat Cerban. Devenit un specialist al penaltiurilor. Da, haideți să ascultăm așadar și declarația lui Cerban. Bună seara, înfrângere pentru voi astăzi, eliminați din această luptă pentru finala Cupei României. Cum ai trăit tu această ultimă luptă? Bună seara, ne-a sperat până în ultimele minute când am primit golul. Știam că dacă o să marcăm un gol, o să avem o șansă să întoarcem rezultatul. Am avut acel penalti ratat, cred că am avut și câteva ocazii bune pe un fond bun al nostru, a jocului. Dar nu știu, se pare că avem o pasă foarte proastă din care nu putem să ne revenim și mai avem două etape, încercăm să schimbăm ceva acum, să reușim să prindem locul 4. Și după o să tragem linie și o să vedem ce am făcut bine și ce nu. Cum vă explicați voi situația aceasta? Pentru că ați primit foarte multe goluri în ultimele meciuri. Astăzi a fost un gol din penalti. Totuși e foarte mult pentru o echipă trecând pe cear. Nu mă explic și eu, pentru că aceia jucători au luat doar 22 de goluri în 30 de meciuri. Dacă aș ști cauza, v-aș spune eu, dar nu știu, probabil după ce am intrat în play-off. A fost așa un sentiment de autosuficiență? Probabil, da, fără să ne dăm seama. Și nu mai putem să ieșim din pasa asta proastă. Încrederea noastră e la pământ. Moralul la fel. Vedeți, toată lumea e împotriva noastră, suporteri, presa. Toată lumea, suntem doar noi care mai credem în noi. Și trebuie să fim bărbați și să reușim să remediem situația în ultimele două etape. Vă demoralizați atunci când îi vedeți că și suporterii sunt împotriva voastră și strigă demisia antrenorului? Da, vă dați seama că nu e plăcut, pentru că acum o lună și ceva ne bucuram împreună că am intrat în play-off, am făcut o performanță extraordinară și acum ne critică, poate undeva înțelegem, pentru că rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor, dar să nu uite că totuși am făcut o performanță și am adus FC Argeș în play-off după al doilea an de la promovare, cu un lot de jucători care au fost și la Liga a doua și să nu uite chestia asta. Cum ai trăit tu acea ciocnire atunci când au intrat și ambulanțele pe teren? Te-ai speriat un pic? Da, e foarte urât când doi jucători se accidentează. Am zis că Lopez s-a simțit foarte rău. Și Joao are probleme la genunchi, sperăm să nu fie ceva grav. Și da, e neplăcut când intră salvare pe teren, nu știu, parcă nu-ți mai arde de fotbal. Mulțumesc. Da, George, am avut, spuneam eu, o semifinală a echipelor mai mici, cele care s-au, chiar dacă șep și cumva, e și ea în semifinale, dar aici se putea întâmpla orice, la așa cum au căzut cele două echipe. Totuși Argeșul dezamăgește, Voluntariul surprinde. Nu e chiar rău ce face Voluntariul în sezonul ăsta cu sau poate chiar locul 5 sau de ce nu chiar locul 4 și finala de cupă este excelent. Este un sezon foarte bun. Cred că e cel mai bun sezon, exceptând acel an în care au luat cupa și supercupa, este cel mai bun an al lor. Ce ar putea să ceară mai mult? E clar că nu se pot bate la campionat, nu se pot bate mai sus, dar să ajungi în finala cupei, până la urmă e clar că ai un sezon bun, spre foarte bun. Mai avem și declarația antrenorului câștigător din această seară, Liviu Ciobotariu, apoi rămâneți cu noi, vă vom arăta și imagine în exclusivitate de la finala Cupei Italiei care va începe și puteți să o urmăriți mai aici. Deocamdată Liviu Ciobotariu, antrenorul voluntar. Bună seara, așa arată un antrenor fericit care joacă finala Cupei României. Vă văd așa mai îngândurat. Nu, sunt bucuros. Sunt bucuros pentru performanța obținută. Practic,
A fost o misiune îndeplinită astăzi, pentru că am venit să ne calificăm. Am cedat inițiativa adversarului, ne-am apărat foarte bine, am avut o organizare defensivă perfectă. Adversarul și-a creat câteva situații de a marca prin centrările din lateral sau prin șuturile de la distanță. În rest, am făcut un joc bun. Îmi felicit jucătorii, au muncit, au alergat, au crezut în această calificare și ne-am dorit foarte mult să ajungem aici. Iată că am reușit această performanță. Aveți și specialiști, așa, Achim e specialistul golurilor decisive, penaltiurilor decisive, când s-a luat trofeul atunci a dat golul decisiv, acum gol din penalti, Mihai Popa decisiv acolo în poartă. Sunt oamenii care poartă noroc echipei? Nu neapărat că poartă noroc, dar își fac foarte bine treaba. Adică Mihai este un portar de mare perspectivă și este specialist la penalti, a mai apărat și la Sepsi și acasă cu CFR-ul, a apărat și aici, deci este un portar foarte bun, de mare perspectivă și de mare viitor. Cosmin Achim este un jucător cu experiență, a jucat foarte mult la această echipă, practic el a fost și capitanul echipei și la fel un foarte bun executant de penalti. Mă bucur pentru ei că au făcut un joc perfect, un joc bun, chiar dacă Cosmin Achim a jucat mai puțin, dar s-a descurcat foarte bine. Și Mihai, ce să-i spunem, a fost într-o formă foarte bună, că nu numai penalti, a avut și câteva intervenții sigure. Cum așteptați finala? Pe cine așteptați acolo în finală? Pentru că îi auzeam pe băieți, Achim ar vrea tot penaltiuri, așa, dar cum așteptați dumneavoastră? Deocamdată trebuie să ne pregătim pentru următorul joc. Următorul joc este cu FCSB. Vreau să arătăm bine, îmi doresc lucrul ăsta, să facem un joc bun și să scoatem un rezultat pozitiv. După care ne vom concentra și joi pentru finala cupei. Cum așteptați să fie Arena Națională la acest duel cu FCSB? Păi, având în vedere că lupta se dă practic între CFR Cluj și FCSB și noi suntem următorul adversar al FCSB-ului, anticipez că va fi foarte multă la stadion, foarte multă lume la stadion, ceea ce este foarte plăcut pentru toată lumea și pentru jucători și pentru staff, pentru toată lumea. Un joc de fotbal fără spectatori nu are niciun farmec, așa că ne așteptăm să vină lume multă, dar vrem să facem un joc bun. A fost o seară fericită pentru dumneavoastră, dar a fost și un incident unde s-a panicat toată lumea. Cum e Marcelo Lopez acum după acea ciocnire și după ce a intervenit? Marcelo este bine, a avut ceva mețeli de moment, dar după aia și-a revenit. Nu știu exact situația lui Miguel, chiar îmi pare rău că s-a întâmplat în, chiar sub privirea mea acolo. Eu am crezut, n-am văzut foarte bine faza, am crezut că Marcelo a lovit primul mingea, dar nu știu exact ce s-a întâmplat. Sper să nu fie o accidentare gravă pentru Miguel, pentru că este un fotbalist foarte bun și îmi doresc pentru el să treacă repede peste accidentarea asta. Sper să nu fie gravă.